Fecioară Maică Maria, stăpână împărăteasă, pe tine te fericim. Curată fiică din Adam, parfum de floare aleasă, pe tine te fericim. Aleasă pică de-Împărat, Fecioară nenuntită, pe tine te fericim. Smerenia te-a ridicat și te-a făcut slăvită, pe tine te fericim. Mai sus de ceruri te-ai suit, prin nașterea străină, pe tine te fericim. Pe heruvim i-ai covârșit, în cinste și-n lumină, pe tine te fericim. Și serafimii zborul lor la slava ta cu dor privesc, pe tine te fericim. Arhanghelii și ceata lor de frumusețea ta doresc, pe tine te fericim. Cântarea heruvimilor spre tine se îndreaptă, pe tine te fericim. Iar ceata serafimilor în ode se desfată, pe tine te fericim. Oștile cerești, pe tine te fericim. În dorul lor nesăturat, din laudă nu se oprește, pe tine te fericim. Ești bucuria cetelor de îngeri lăudată, pe tine te fericim. Ești pacea și sfințitul dor a sfinților curată, pe tine te fericim. Ești Yeah.
materiale, beneficiile spirituale, duhovnicești. Avem aceste lucruri. Atunci când faci o faptă bună, nu trebuie să te gândești deloc de ce o faci, cum o faci, cui o faci, cu toate că atunci când faci un ceva, trebuie să fim atenți cui dăm ceea ce dăm. Este o vorbă din popor de la român care spune că nu da peștele, ci dă iunița. Cu oameni care stau la colț de stradă și tot cer. Nu trebuie să ne uităm cu răutate la ei sau nu trebuie să refuzăm acest ajutor. Dar se întâmplă asta odată, se întâmplă de două ori, se întâmplă de trei ori. La un moment dat ne mai și oprim, nu? Și întrebăm, măi, dar tu unde lucrezi? Dar tu unde dori? Dar tu ce mănânci? Tu ai familie? De ce nu ești și tu responsabil? De ce nu lucrezi tu ca să câștigi tu banii care îi ceri acum? Așa că fapta bună trebuie făcută și cu cap. Adică dacă tot biserica în ultima vreme face atâtea fapte bune și atâtea azile de bătrâni, case de copii, centre medicale, tot felul de instituții, toată România, de ce să nu trăși ca să facă ceea ce face biserica, știe unde se duce preotul dumneavoastră, știe, mergând botezul în fiecare casă, știe că tale n-ai avut pâine pe masă, știe că celălalt nu avea ușă la intrare sau geamul din spate era spart, știe asta. Prin preot se pot face multe fapte. Pe tine te ferici, ne apără și te păzi și tu de apărare. Pe tine te ferici și că celora ce-n tine și-au scăpare, pe tine te fericim și-mpărăția lui Hristos n-o dă ca moștenire. Pe tine te fericim ca să-ți aduc.